Românilor le place pâinea și practic nu există masă fără. Dacă în vremurile apuse, renumita franzelă era preparată chiar în propriile locuințe ale gospodinelor. Acum timpurile s-au schimbat, iar doamnele preferă să o cumpere. Renumita franzelă este nelipsită de lângă ciorbe, fripturi sau chiar salate. Suntem printre cei mai mari consumatori de pâine din Europa și servim acest produs în combinații de-a dreptul bizare pentru alții, cu orez, cartofi, paste sau supe. Există masă fără pâine, cum să existe? Pâinea satură, nu carnea jelea. Păi numai câțurul nu mănâncă pâine. Restul mănâncă toată lumea. Dacă înainte eram obișnuiți să simțim mirosul de pâine rumenită chiar în propriile locuințe, acum doamnele preferă să cumpere pâinea, iar principalele motive ar fi grija consumului de energie. Acestea spun că se gândesc și la bani, iar prepararea unei franzele presupune costuri ridicate. Cu de unde să fac? N-am bani să iau făină. Și nu fac. Este mai ieftin să o cumpărați? Păi ieftină că nu mai stau să fac. Mai o cumpărăm, mumă, că dacă e curentul scump, lemnile scumpe, mai bine o cumpărăm. Mai facem de poftă așa, dar nu toată ziua. Iarna că mai facem foc în sobă, mai fac pâine, dar așa nu. Nu cumpărăm. De ce nu faceți în casă? Nu avem făină, nu avem posibilitate să o facem acasă, cum era făceau pe vremuri. Mi se pare mai costisitor să o faceți acasă? Da, pentru că consumăm curent și îl facem la aragazul, la cuptorul electric. Pâinea tradițională românească de casă nu se compară cu cea din comerț, însă stilul de viață agitat din zilele noastre ne face să uităm de adevăratele plăceri. Franzela face parte din alimentația de bază a românilor. Specialiștii ne recomandă însă să fim atenți și la asocierea dintre aceasta și alte alimente, pentru că de cele mai multe ori este una greșită. În niciun caz nu ar trebui să o consumăm lângă produse bogate în carbohidrați.